Ansamblul profesionist Banatul din Timișoara. Onorează de fiecare dată cu respect și profesionalism acest festival. Iar acum o invit în scenă pe Silvia Macrea alături de directorul adjunct al Centrului de Cultură și Artă Timiș, Codruța Moldovan. Mulțumim frumos! Mulțumesc din suflet prietenilor noștri de la ansamblul Banatul din Timișoara, mulțumim corpului de balet, mulțumim minunaților instrumentiști și domnului dirijor Sebastian Roșca. Mulțumim soliștilor vocali. În culise vă spun sincer, am dansat și am jucat alături de ansamblul Banatul pentru că iubesc foarte mult folclorul bănățean. Sunt minunați. Dați-mi voie să... Îl invit alături de noi și pe maestrul coregraf, în aplauzele dumneavoastră, maestru Tatarici. Îi mulțumesc frumos, este un vechi prieten al familiei Macrea, un prieten al tatălui meu. Și mă bucur din suflet că sunteți în viață, sunteți sănătoți și să o țineți tot așa. Și dați-mi voie să-i mulțumim doamnei director adjunct și din partea Consiliului Județean Sibiu, al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelu Junii Sibiu, să oferim o diplomă de excelență ansamblului folcloric profesionist Banatul din Timișoara pentru promovarea cu succes a cântecului și jocului popular tradițional românesc. Semnează președintele Consiliului Județean, Ioan Cindrea. Vă mulțumim din suflet, doamnă director. Bună seara, doamnelor și domnilor. Îmi place să cred că venirea noastră aici, la dumneavoastră, este un motiv de sărbătoare. Pentru că este o provocare să fii prezent pe scena festivalului Ioan Macrea. Pentru oricare dintre artiști, pentru fiecare ansamblu participant. Venim cu sufletul la dumneavoastră, cum am făcut-o și de această dată, și pentru a cinsti memoria unui om deosebit, ci și pentru a recunoaște meritele unei doamne deosebite. Drept pentru care, alături de colegul meu, directorul artistic, profesorul Adrian Scorobete, prezent alături de mine aici pe scenă, permiteți-ne... să înmânăm la rândul nostru diplome din suflet și cu sufletul doamnei Silvia Macrea pentru un altul profesionalism demonstrat în organizarea și promovarea tradițiilor populare și de asemenea o diplomă de excelență ansamblului dumneavoastră drag, care vă reprezintă cu cinste și pot spune că în acest moment reprezintă România oriunde s-ar duce.